Muzic și poveste cu Marius Baldovin. Bună seara și bine v-am găsit. Alături de mine i-am pe Georgiana de la Clejan și Taraful Ionuț Drăgulin. Vă spun și eu bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și bine v-am găsit și noi mulțumim tare mult pentru invitație. Vă mulțumim că am fost onorat să fim alături de tine la cea mai frumoasă emisiune. Bineînțeles că n-am venit cu mâna goală, am adus... Ai venit cu niște artiști frumoși exact, la alături de tine. Da. Am adus cel mai tare taraf, ca să zic așa, cei mai profesioniști. De aceea vreau să ne explici fiecare instrumentist din formația Taranfu Ionuț Drăgulin. În primul rând vreau să ne vorbești despre cariera artistică profesională a ta, pentru că tu abordezi și muzica de petrecere și muzica populară. Și vreau să ne vorbești despre proiectul tău muzical folcloric. Da, sigur că da. Urmează să fac cele mai frumoase piese alături de taraful ăsta minunat de la Ian Cujianu. Bineînțeles, șeful de orchestrație este Ionuț Drăgulin. Îți dau microfonul să spui și tu câteva cuvinte. Bună seara, Ionuț. Bună seara, vă spun și eu. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația în emisiune și mă bucur că am putut să răspundem prezent la această invitație. Cum a spus și Georgiana, avem un nou proiect, un proiect muzical. O să fie lucruri noi și pentru mine. Multe surprize, da. Și pentru Georgiana. Vrem să abordăm mai multe genuri muzicale. În primul rând, folclorul, pentru că știu că Georgiana este iubitoare de folclor. Așa s-a lansat. Da. Eu așa știu că așa te-ai lansat și mi-aș dori să promovăm cât mai multe piese din folclor. Asta contează, să promovăm folclorul nostru românesc. Românesc, exact. Ionuț, vreau să mă explici despre taraful tău, când s-a înființat, cum a luat amploare în folclorul nostru românesc, dar și în muzica de petrecere, pentru că știu că voi sunteți cunoscuți în, da, pe plan local acolo, la voi. La... Nu doar local. Da? Nu doar Bun. Local. Da. Spune-ne tu mai pe larg despre taraf. Ca origine, este înființat de foarte mult timp. Noi venim dintr-o vatră folclorică foarte vastă. La noi, în Ian Cujianu, acum undeva 30 de ani, știu de la tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, Mitel Drăgulin, da, că acum 30 de ani în Ian Cujianu erau cel puțin 100 de lăutari. Nu exagerez, erau cel puțin 100 de lăutari. Cum v-am spus, o vatră folclorică foarte vastă, o zonă foarte renumită din punct de vedere muzical. Din acest taraf am cules cei mai buni băieți. Aș vrea să-i și prezint. Mădălin. Mădălin cu clarinetul, da? Mădălin Cazacu, Piti Ariciu, Mitica Drăgulin și Barbu Știrbei. N-am înțeles. Da. Bun. Domnul e cam râde. De ce râzi? Este foarte amuzat. Este foarte amuzant, nu știu ce să mă fac cu el, dar cred că așa trebuie să probabil fim. Are emoții. Asta vreau să... Are emoții mari. Da, are, se vede, păi se vede pe fața lui. Bun, hai să lăsăm emoțiile la o parte și să vorbim despre cariera artistică profesională atât a Georgianei cât și a tarafului Ionuț Drăgulin. Ce înseamnă pentru voi această colaborare fructoasă? Această colaborare, exact cum v-am spus și anterior... Cum ați început să colaborați? Georgiana de la Clejan și Taraful... Știți că este o colaborare în stare incipientă. Este la început de drum, de asta nici nu vrem să vorbim prea multe. Avem foarte multe piese, foarte, foarte multe piese începând cu anul acesta. Pe care aveți surprize noi. Foarte multe surprize. Aș vrea să las și pe Georgiana să spună puțin despre ea și o să revenim și la acest taraf. Da? Bun. Georgiana, vorbește-ne, ai spus despre cariera artistică profesională, despre colaborarea cu taraful Ionuț Drăgulin. Ce proiecte pe viitor mai? În sensul că muzica populară vrei să te axezi foarte mult pe ea. Da, sigur că da. Și aici punem accentul pe muzica populară, pentru că toată lumea știe foarte bine, Georgiana de la Clejan e nume, știi foarte bine, manelizat. Da, da, așa este, da. Și atunci vreau să îmi spui despre muzica populară. Da, pentru faptul că eu sunt olteancă, m-am gândit să revin la muzica populară, cum să spun, autentică,
Perfect. Și bineînțeles că nu puteam să fac un astfel de, o astfel de piesă sau o astfel de surprize fără taraful Ionuț Drăgulin. E cea mai frumoasă colaborare, pregătim foarte, foarte multe surprize pentru toți fanii noștri, ca să zic așa, pentru toți iubitorii de muzică, de folclor, muzică populară. Ce să spun, surprize foarte multe muzicale vor urma. Am înțeles. Unde vă pot găsi oamenii? De exemplu, la un botez, la o nuntă, la o petrecere privată? În principal ne pot găsi pe rețelele de socializare, Facebook, Twitter, deci înseamnă YouTube. Un număr de contact unde să vă poate găsi? 0784328128, unul dintre numerele de telefon. Perfect, acolo vă pot găsi unde dumneavoastră abordați muzica de petrecere, muzica populară, împreună cu Georgiana de la Clejan și taraful Ionuț Drăgulin. Eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Noi vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem. Cu mare drag, o seară frumoasă vă dorim. Asemenea. Și poveste cu Marius Baldovin. Mă-ndregătite, nu-s cam
Of, are încă privire dor, să-mi dau pe piciorușul gol. Devine mândrole și să mor. Of, are încă privire dor, să-mi dau pe piciorușul gol. Devine mândrole și să mor. Thank you.
Ofo, ofo. Uite le le le, cum dansează doamnele. Uite le le le, de le sa sandalele. Uite le le le, păi cum dansează mândrele. Uite le le le, de le sa sandalele. Na na na, mai fac un pas, moare lumea de necas. Mai la dreapta ușurel, hai și la stânga nițel. Na na na, picioare moi, dar ar naiba peste voi. Mai la dreapta ușurel, hai și la stânga nițel. Hai, hai. Thank you.
duce. Ochii lui scad o stele, cu moara inimii mele. Pentru gura lui cea dulce, până la Dumnezeu m-aș duce. Sunt iubită și iubesc, într-un vis parcă trăiesc. Dacă-i fi și bine ar fi lume, din el nu m-aș mai trezi. Sunt iubită și iubesc, într-un vis parcă trăiesc. Dacă-i fi și bine ar fi lume, din el nu m-aș mai trezi.
Au, 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 neicuț al meu,
să-ți mai fac. Ești-o, ești pui de dracu și nu am ce să-ți mai fac. Și poveste cu Marius Baldovin.